la Monden Alert, sunt Andreea Frățilă, iar astăzi, bineînțeles, că la Metropola TV urmează să dezbatem cele mai importante știri mondene. Așa cum v-am obișnuit, lângă mine în platou, Florin Burescu! Mulțumesc și... că m-a învățat să cânt, că eu... Palamachia, da. Eu zic după dumneavoastră, după buze. Dar știi de ce suntem pe Palamachia, nu? Nu, ce se întâmplă? Că-i ducem dorul lenei. Da, mă, chiar mi-e dor de ea, să știi, râdem, glumim, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Mai rău e fără rău, ne-am dat seama. Leana, că ne e dor de tine! Leana, ne auzi? Lenuța? Aoleu, Lenuța! Lenuța, ce ochelari frumoși ai, aoleu! Da, te aud, întrerupă, băiat! Ce fac eu? Iau să mă acis. Ia, mare la gârlă! Auzi, o să mă duc mai spre liniște, că nu aud nimic din ce îmi spuneți voi. Îți trebuiau căști. Căști, Leana, alea cu care umbli toată ziua. Le-am lăsat în România. Căci nu știu dacă știți, de în străinătate. Da, știm și unde ești. Ești în Elada. Ești în Elada? Nu, iubita mea, nu sunt în Elada. La gârlă, la gârlă. Sunt în Nea Marmaras. Bine! Păi nu, Elada înseamnă Grecia, Leana. Sunt în Elada, da. Sunt în Elada, da. Ce frumos e acolo, la tine, Leana, să te gândești și la noi când stai la plaje. Sunt în Elada și destul... Da. Dar de ce să mă gândesc să vă ardeți? Stați acolo liniștiți la are condiții... Așa că da, te auzim foarte prost, Leana. Aud, mă, copiii mei. Da, nici noi nu te auzim, Leana, dar voiam să spunem așa. Da, așa e, aici nu e semnal. Da, așa e în străinătate. Da, mai vino pe acasă, mamă. Leana, noi vrem să spunem așa, că rău cu rău, dar mai rău e fără rău, adică ne este dor de tine careva să zică. Da. Că ești așteptată cu... Și mie de voi, vă pup. Da. Să faci, Leana, să faci o scufundare, să pierzi, acei ochelari, dar ar Dumnezeu și Maica Domnului. Să nu te întorci cu ei, te rog. Foarte deosebiți. Cu ei la emisiune. Îi plac foarte mult. Sunt deosebiți. Așa? Aveți grijă de trupurile și de corpurile voastre și mai ales de creierii voștri, că viu odihnită și o să fie vai de când în cazul vostru. Da, Doamne ajută! Aleluța, te iubim, te pupăm, vacanță frumoasă! Eu vă pup și vă iubesc! Pa! Pa! Ce frumos e la Elada înghețată, ce zici tu acolo. Bun, haideți să dăm drumul știrilor mondene și bineînțeles că vreau să vedem și noi care sunt principalele titluri de astăzi. În câteva momente la Monden Alert. Emily Burghelea a refăcut cu mari emoții firul accidentului din Mauritius. Ce spune vedeta și care a fost cel mai greu moment, vedem și noi imediat. Cuza a călcat strâmb, iar asta am văzut tuturor. Ce a făcut, dar și cine este domnișoara cu care a fost surprins, aflăm în câteva momente. Borcea nu se lasă de aroganțe, iar dacă nu le face pentru el, le face pentru cei 9 copii. Ce s-a întâmplat mai exact, imediat la Monden Alert. Măi, multe lucruri s-au întâmplat și astăzi, slash ieri, în showbiz și abia aștept, Florin, să le dezbatem fără Lenuța. Fără Lenuța, dar ce să facem acum? Trebuie să-i tocăm și pe ei, săraci. Ce le mai place viața bună vedetelor noastre? Numai exclusivități ne dau acum în vacanță. Bun, hai să mergem la Antonia și Alex Velea. Antonia și Alex Velea, care știm, 2 copii superbi împreună, plus Maia, da? Doar că, vezi tu, să ai 2 copii nu e atât de ușor. Și să-i crești și să-i educi atât de frumos. Uitându-te la ei, n-ai zice că nu e ușor. Asta zic și eu vreau să văd care este secretul Antoniei și a lui Alex Velea atunci când vine vorba despre educația celor 2 micuți și aflăm și noi mai multe detalii chiar acum din materialul următor. De foarte multe ori, Florin, am discutat aici despre faptul că adulții de multe ori păstrează frici și au anumite traume din copilărie. Lucru care ne duce tot timpul cu gândul că educația și felul în care suntem tratați, iubiți, dar și certați în copilărie e foarte important. Uite, Alex și Antonia au decis așa. Antonia e mai strictă și Alex e mai tolerant. Și de obicei, cumva, mă rog, cred că majoritatea familiilor sunt cumva altfel. Tatăl e mereu cel care e mai dur și mama lasă mai mult de la ea. Dar cred că totuși secretul e ca cei doi să se înțeleagă. Oricum e clar că trebuie să fie un echilibru între cei doi, să fie o balanță. Unul mai acid, unul mai... Acum că e mama, că e tata, e mai puțin important din punctul meu de vedere. Doar că știi care e partea cea mai urâtă? Aceste traume și mici probleme din copilărie nu vin doar în momentul în care stai cu familia, ci e vorba și de mediul, de la școală, de la after school-uri și toate cele. Dar în momentul în care acasă găsești, uite cum sunt, cum e Alex și cu Antonia, care încearcă să repare orice rău, cred că poți mult mai ușor să le reglezi și pe cele din exterior, știi? Și eu, unul, cred că este varianta perfectă. În primul rând și să ai doi copii, că fiecare ia din personalitatea celui unuia dintre părinți. Dar în același timp îi ajut și pe ei să fie mult mai uniți, mult mai puternici, știi? Dacă întâmpină anumite probleme, știu, bă, nu mă bazez doar pe mama, sau poate mi-e rușine să-i spun mamei sau tatălui, pot să-i spun fratelui. Cred că eu, din punctul meu de vedere, la ei acolo e un nucleu super bine închegat și sunt toți super frumoși. Uite, e foarte tare că ei au reușit cumva să o integreze, mult spus, să fie și Maia în familia lor, chiar dacă, uite, Maia este din fosta căsnicie a Antoniei, da? Eu nu cred că se simte la ei în casă și la ei în familie treaba asta și observ asta de fiecare dată când postează poze, clipuri sau orice, se vede că ei sunt frați și atât, nu că ești frate doar de mamă. Știi cum e, dacă mă întreb pe mine aici, meritul foarte mult este Maia o cheamă, al Maiei. Pentru că ei, fiind foarte mici, ei așa au crescut, cu Maia lângă. Maia a trebuit să-i accepte pe ei ca fiind parte din familie. Și aici, încă o dată, ne dă dovadă Antonia de multă, eu știu, înțelepciune și bună educație, chiar din vârste fragede, când a avut-o pe Maia și, uite, a crescut-o în așa fel încât să poată accepta, să poată împărți, fiind primul copil, fiind cel mai răsfățat, venind dintr-un scandal care n-a mai avut sfârșit de... Eu nici nu știu dacă s-a terminat în totalitate. Nu, acum sunt împăcați, sunt ok. Sunt ok, da? Da. Nu mai știu, că n-am mai urmărit. Dar mi se pare că cumva ea de la bun început a știut să o formeze pe Maia în așa fel încât să fie deschisă. Aștept? Eu tot aștept nunta Antoniei cu Alex Velea. Eu nu cred că va fi, și dacă va fi o nuntă, va fi ceva, foarte o petrecere, da. Adică nu cred că e nici stilul lor de a epata așa, știi, și de a face, dar cred că nu mai e nici timpul. Hai să fim serioși, gata. Știi cui cred că i-ar fi plăcut, poate, sau nu, să se fi căsătorit până acum? Lui Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu își deschide sufletul și vorbește despre relații. Și-ar fi dorit să se căsătorească, îi pare rău, nu îi pare rău, ce-și dorește într-o relație, de câte femei era curtat și cum era curtat Cătălin Botezatu, aflăm și noi din materialul următor. Acum știi cum e, nu se știe niciodată când apare cineva care poate să-i cucerească inima definitivă și irrevocabil lui Cătălin Botezatu. Dar eu nu cred neapărat că trebuie să fie cineva care îți cucerește inima, ci trebuie să vină momentul potrivit să faci acest pas. Că la urma urmei, de îndrăgostit, uite, vorbeam un pic mai devreme Antonia cu Velea și ei sunt îndrăgostiți, dar nu simt să facă acest pas, așa că trebuie să simți să faci pasul ăsta. Dar știi, cred că cel mai important din tot ce s-a discutat în materialul ăla, cred că cel mai important este că e un om care nu are regrete. Păi, și mi se pare cel mai ok. Dacă stai să regreți că trebuia să mă duc să văd, să mă însor, să... Ce rost are? Bine, e și nebunia asta cumva împinși de societate, am ajuns să ne dorim căsătoria. Categoric. Adică mie mi se pare că foarte mulți în zilele noastre fac copii, se căsătoresc că așa vrea mama, da, că așa vrea tata, că așa zice ăla, bă, dar voi nu vă mai luați, că bunica vrea să te vadă mireasă să și așa mai departe. Să nu până nu te mări sau asta nu te însori. Zic, eu cred că treaba asta cu căsătoria și cu copiii trebuie să vină doar atunci când simți tu cu adevărat că îți dorești asta, nu când își doresc alții pentru tine. E foarte important. Și să simți tu că acea persoană, nu că neapărat că merită, că la un moment dat când începi o relație, consider că oricine e cu tine în relația aia merită lucrul ăsta. Dar să simți tu că acea persoană este pentru pasul următor. Știm atâtea cazuri în care au stat 10 ani împreună, n-au făcut nuntă, n-au făcut nimic și după s-au despărțit. În primul an a venit X, s-a măritat, s-au dansurat cu acel X și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Adică, băi, dacă nu e omul acolo, nu simți tu? Da, e săptămâna oarbă aia, așa da? Îi zice. Aoleu, să mă scoateți din săptămâna oarbă când o venim, pe mine să mă scoateți. Pe mine să mă lăsați cu ochelarii de vedere, orice ar fi. Bun, dragilor, să știți că e momentul să luăm o scurtă pauză. Noi revenim în câteva momente. Meda va veni chiar aici în platou și discutăm despre vedete. Abia aștept să o luăm și pe ea la puricat să ne dea din vibe-ul ei cel bun. Rămâneți cu noi, luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Am revenit, dragilor, și așa cum v-am promis, alături de noi este superba, inegalabilă colega noastră, Meda Topîrceanu. Bine ai venit! Vă iubesc, dragii mei, dar așa bine mă simt de fiecare dată aici la voi, că nici n-am cum să nu vin, știi? Asta zic. Nu poți să ne refuzi, Meda, niciodată. Dar ce, dacă e, mă autoinvit, nu e o problemă. Vreau să-i fac un compliment astăzi, Meda. Îmi place foarte mult cum îi stă cu părul desprins. Uite, asta voiam eu să spun acum, uitându-mă acolo în monitor. Foarte frumos. Da, mulțumesc. Da, te vedem tot timpul cu părul prins. Și uite, acum când te văd cu el desprins și așa, crețulin, me gusta mucho. E, uite că dacă tot ai zis, cred că de acum încolo așa o să stau. E, ia ca așa. Da, să te jure fetele la... Chiar că să mă e atât de complicat că am văzut că a fost ceva cu spumă. Asta acum așa nu, dar în general, na, e mai complicat. Dacă vreți să aflați mai multe tips and tricks de la Meda Topîrceanu, intrați pe contul ei de Instagram, că vă zice cum și-a făcut părul astăzi. Da, acolo o să vă zic. Meda, cum merge matinalul? Cum e treaba acolo? Deci e extraordinar. Nu, nu întreba cu trezitul. Nu mă întreba cu trezitul. Am făcut cearcăne. Am făcut cearcăne, iubita mea. Deci nu vă dați seama. Eu îmi pun ceasul la ora 4 și nu știu cum se face, dar la ora 2 mă trezesc singura. Singura. Dar la câte culci ca să te trezești? Spre exemplu, aseară, cred că a fost și lună plină și din cauza asta. Da. Ceva mare, că s-a văzut aproape de mine. M-am culcat la 8:30. Hai că e de vreme. 8:30. E de vreme. Doamne, a început. Abia ajungeam acasă, deschidea televizorul. Dar m-am culcat în reprize. M-am trezit la 11:30 și eu am crezut că e a doua zi. Am zis, ce-a făcut, domne, n-a sunat telefonul? Că mă uit, 11:30. Bine, mai stăm jumătate de oră pe telefon și că ne ia somn. Mi-am pus niște muzică din aia relaxantă să mă culc. Da. M-am culcat peste oră jumate, peste oră jumate, iar m-am trezit tot așa până la ora 3. Ești bine. Ești bine, ești bine. Dar norocul tău că ești tânără, că dacă ai fi la vârsta mea... Ia trăiești o săptămână într-o zi. Nu-ți dai seama să trezești 5 ori pe noapte. Dacă m-am trezit odată, s-a dus toată noaptea, s-a terminat. Nu, mă, eu zic că a fost din cauza lunii. Da, luna asta au urlat lupii. Auzi, luna asta oare să-mi fie afectat și mie traseul de la muncă de astăzi? Fiți atenți, semafor, banda din stânga, frății la semafor. Și zic, nu merge asta, mă pupă banda din dreapta. Când mă pupă banda din dreapta, frății se sesizează că s-a așezat în spatele unui om care a decedat. Sicriu, mai exact. Porbagajul închis, cu flori multe peste, că se vedeau. Eu am zis prima dată, aoleu, cine o fi primit atâtea flori? După care m-am uitat la mașină, mi-a dat seama. Măi, și se dă verde la semafor. Și se pleacă din semafor. Și se pune frână brusc, se deschide porbagajul, gerează că nu mă știu pe mine! Ba da! Vai de mine! Și eu am zis, aoleu, mai vreau să rămân pe aici, lăsați! Nu mă lua cu tine, nene! S-a îndrăgostit fata! Deci, măi, i-am zis, aoleu, fantomele, ce sunt astea? Astea-s blestemele lunii pline. Da. Asta zic că luna asta. Eu cred că a lupilor. A lupilor, care au urlat aseară. Lupii te-au blestemat. Vai, 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 Doamne, că mi-am văzut. Nu e de bine. Mi-am văzut copilăria, ferească Dumnezeu, a fost toată ceva. Viața, fracțiune de secundă, tot s-a dus în fața. Uite, s-a deschis portbagajul și a venit la up! Deci au căzut florile de pe coșciuc și coșciucul up. Și ai văzut când pui frâna și după aia se dă totul în spate. S-a deschis portbagajul. Măi, deci nu, a fost ceva. Am sunat-o pe mama. Mama, eu astăzi am tămâiat acasă, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ai trezit spiritele. Ferească. Da. Bun, hai să dăm drumul știrilor mondene și începem cu Emily Burghelea, care, aflată în vacanță în Mauritius în această vară, a suferit un accident foarte, foarte grav. Și-a făcut curaj și a dezvăluit mai multe detalii despre tot ceea ce s-a întâmplat în podcastul lui Cătălin Măruță. Haideți să ascultăm și noi. Intrigant faptul că ea imediat după accident s-a urcat direct în avion, da. Și am nevoie să înțeleg puțin despre tot ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost bine, dacă a fost rău, iar pentru asta este în direct cu noi prin Skype medicul Tudor Ciuhodaru și ne va da mai multe explicații. Bună ziua și mulțumim! Bună ziua, bine v-am regăsit și da, trebuie să știm toți că în această perioadă care mai plimbăm și noi cu avionul, poate mai sunt unii în vacanță, alții muncim la UPU, că există și niște criterii pe care companiile aeriene chiar vă pot refuza urcarea în avion. Iar printre ele se numără și sarcina de anumit număr de săptămâni și riscul de boli infectocontagioase, dar atenție și patologia traumatică, pentru că deși cursele acestea de linie sunt în general securizate din punctul de vedere al presiunii în avion și n-ar trebui să pună mari probleme. Există riscul atunci când am avut un traumatism craniocerebral și nu-mi închipui că un accident de o asemenea amploare nu a fost vorba de interesarea capului sau coloanei cervicale, că nu a fost și o contuzie toracică acolo, se pot dezvolta, sau abdominală, se pot dezvolta și acele leziuni în doi timp. Așa că orice pacient din acesta politraumatizat, accident rutier, cu leziuni importante, severe, cu forțe de impact majoră, ar trebui să fie evaluat și clinic, și imagistic, și biologic, pentru ca măcar în momentul când se urcă în avion să nu pună alte probleme de punctul de vedere al sănătății, pentru că vă spun, eu am și resuscitat în avion, este extrem de dificil să intervii pe spațiile acelea mici, între scaune și de foarte multe ori chiar cursele aeriene sunt departe de ceea ce ar trebui să fie o dotare pentru a te veni în condiții de urgență și nu și un astfel de risc. Așa că, încă o dată, riscurile erau importante, mai ales că dacă se înregistrează și hipoxie și variații de presiune atmosferică, o parte din aer este recirculată în cabina avionului, s-ar putea să apară acea vasodilatație, edem cerebral și în cazul unei leziuni cerebrale preexistente, lucrurile acestea să ducă la numeroase complicații, iar pe de altă parte, chiar aceste variații de presiune atmosferică să agraveze o leziune pulmonară și să se ajungă la o pneumotorax, deci aerul să se despădească în pleură și să fie o problemă reală de sănătate. Că e bine, că e rău, fiecare până la urmă își asuma niște riscuri. Din punctul meu de vedere, cel mai ușor este să previi decât să tratezi, așa că o evaluare completă înainte de o cursă din aceasta aeriană ar fi necesară și, să știți, și pentru persoanele obeze, cu tulburări de ritm cardiac, cele care au tromboze venoase profunde la care imobilizarea prelungită poate să ducă inclusiv la embolii pulmonare, adică la situații critice, cei care au angină pectorală de repaus și care pot dezvolta un infarct miocardic acut în timpul deplasării cu avionul. Cel mai bine este să consultați pe medicul dumneavoastră curant și de principiu să nu vă asumați astfel de riscuri. Sunt convins că dorința de a reveni acasă, de a fi o altă abordare și până la urmă unde poți fi tratat mai bine ca acasă, a făcut ca să se ia astfel de decizie, dar din punct de vedere strict medical, o evaluare prealabilă ar fi fost necesară pentru a avea măcar în momentul îmbarcării risc zero din punct de vedere al stării de sănătate. Domnul doctor, ideea este așa, că noi cumva când ne urcăm în avion știm că avem acolo un minim de primire urgență, doar că noi n-ar trebui totuși să ne bazăm pe treaba aia, mai ales când vorbim despre lucruri mult mai serioase din punct de vedere sănătate, adică și noi ar trebui să fim ușor mai calculați în astfel de situații. Fără discuție, da, și ar trebui să mai se predea și îmi doresc și o noțiune de prim ajutor încă de la școală, să știm să intervenim în astfel de situații. Iar să știți că din punct de vedere, acum nu vreau să fiu cel care să spulbere un mit. Dar de punctul de vedere al ceea ce se poate face în mod real pe timpul unui zbor, lucrurile sunt limitate, atât de spațiu decât și de posibilitățile de intervenție, așa că nu mi-aș asuma niciun risc, mai ales când este vorba despre un pacient din acesta fragil, după un traumatism important, să-i dai avizul pentru o deplasare, iar fără o evaluare prealabilă, sincer să fiu, m-aș fi gândit de 3 ori dacă i-aș fi permis unui astfel de pacient să efectueze această cursă aeriană. Dar să știți că, pe de altă parte, există și această categorie de pacienți care evită o evaluare medicală prealabilă, pentru că ei știu că în momentul în care exista un anumit risc, există politici specifice diferitelor companii care chiar pot refuza îmbarcarea în momentul, pur și simplu nu vor să-și asume niciun risc, în momentul în care au o astfel de problemă medicală, pentru că spun că gestionarea este dificilă, iar riscurile pentru compania aeriană sunt mai mari decât ceea ce ar putea dori în acel moment. Domnul doctor, acum mă gândesc și la o variantă. Este posibil ca după ce s-a întâmplat acel accident destul de grav, la fața locului să fi venit niște paramedici, poliție și tot ce a fost necesar. Credeți că există și posibilitatea ca medicii să fi făcut o analiză scurtă la fața locului și să considere că nu există niciun pericol și atunci să-i permită să meargă în avion? Da, se poate face și un bilanț la jurnal de acest gen, dar v-am zis foarte multe, nu aș neglija niciodată un traumatism craniocerebral ce văd în acele imagini, fără un computer tomograf și de craniocerebral și o evaluare a coloanei cervicale. Iar pe de altă parte, haideți, nu știu de s-au întâmplat lucrurile acestea, în ce țară, unele dintre astfel de proceduri pot fi extrem de costisitoare și chiar ei nu-ți indică să te prezinți la spital, pentru că dacă există acorduri din acestea de reciprocitate internaționale, până la urmă de conturile trebuie făcute în baza acelei evaluări între state și nu își doresc foarte multe complicații din punct de vedere economic. Dacă este spațiu extracomunitar, clar că lucrurile sunt mult mai complicate. În Europa, de bine de rău, există această asistență medicală transfrontalieră fără probleme în momentul în care circul de acolo până acolo, iar haideți să spun lucrurile pe nume. O evaluare medicală făcută de un paramedic, adică de un om fără niciun fel de pregătire medicală, fără școală medicală, mai bine zis, doar cu un simplu curs și fără niciun fel de răspundere în ceea ce privește malpraxisul, e departe de ceea ce ar trebui să fie evaluarea corectă și completă a unui pacient traumatizat. În țările civilizate, din lumea asta europeană, există chiar centre de traumă, adică vine pe tine și chirurgul, și ortopedul, și medicul de urgență, și neurochirurgul și până când nu ai fost evaluat corect și complet, nu pleacă nimeni de acolo, pentru că a neglija o traumă cu evoluție în 2 timpi. Se poate și rupe și splina și ficatul în 2 timpi, în timp ce e supus unor presiuni sau în timpul deplasării, nu-și asumă nimeni riscul, mai ales pentru o pacientă tânără care nu are alte afecțiuni, să-i pună sub semnul întrebării șansele de supraviețuire în contextul în care există un protocol foarte clar din punctul meu de vedere. Fac de peste 25 de ani medicină de urgență și am văzut accidente rutiere mai mult decât mi-aș fi dorit. Lucrurile acestea sunt clare și orice etapă sărită înseamnă un risc în plus pentru pacient. Mulțumim tare mult, domnul doctor, pentru lămuriri și uite, tragem și un semnal de alarmă cumva oamenilor de acasă. Dacă, Doamne ferește, li se întâmplă asta, cel mai bine este să mai stea puțin, să vadă dacă toate lucrurile chiar sunt așa cum trebuie, astfel încât ei să nu își riște sănătatea și mai mult printr-un zbor. Mulțumim tare mult! Mai bine un pupă de la un pom. Bun, uite, foarte important, știi? Ești cumva tentat tot timpul, bă, lasă că mă duc la mine acasă, că e cel mai bine acolo. Plus că e și treaba asta când ești în străinătate, dacă nu ți-ai făcut asigurarea de sănătate, știi? Poate să te gândești la costuri. Hai să-ți mai spun o chestie, eu cred că tot acest moment urât s-a petrecut destul de repede, adică ea săraca și în șocul ăla, acum oricare, mă pun în situația ei, oricare s-ar vedea, nu te gândești că ești atât de grav, atâta timp cât mergi, cât gândești, cât poți, zici, hai domne, lasă că... care nu asta spune, zic, hai domne, că pot eu rezist până acasă, lasă-mă să mă duc la mine acasă, să vin ai mei, să mă duc, că rămân pe aici, sunt singură, adică cred că cumva e și inconștiența momentului. Ea a spus foarte clar că era conștientă, adică în timpul accidentului, în timpul impactului, ea a fost conștientă tot timpul. Mă gândesc că fiind conștientă, simțea ce-i cu ea și interiorul ei și a zis, măi, eu mai pot. Sunt capabilă. Sunt capabilă, pot să plec și să mă duc la soțul și la copiii mei și, uite, un motiv care a accelerat faptul de, băi, mă duc la aeroport, mă duc acasă la mine. Da. Important e, uite, că acum ea se simte din ce în ce mai bine, că și-a revenit, Doamne ajută să se refacă descurcă complet. Mergem la Jador, care suferă din dragoste sau vrea puțină strategie de marketing. Tocmai ce și-a lansat un nou clip și bineînțeles că Oana Ciocan este protagonista clipului, doar că el iese și se plânge. Plânge de dor și din dragoste pe rețelele de socializare. Este vorba despre dor sau este vorba despre strategie de marketing? Hai să vedem. Băi, eu am auzit așa, că atunci când suferi din dragoste sau ești îndrăgostit, compui cele mai mișto piese. Eu zic că unii se și alimentează cu treaba asta, să fie compozitori buni. Da, să știi, muzicienii fac chestia asta. Își aduc aminte tot ce-i în trecut, se ceartă cu iubita sau iubitul acasă, fac scandal și după aia tot amarul ăla și îl pun pe hârtie. Asta zic. Da, dar nu e cazul lui Jador, că nu scrie versuri. Potoliți-vă. No, am vrut să-l scoatem, nu. La realitatea, nu mă, eu din câte știu, asta e o piesă, exact, s-a filmat videoclipul în perioada în care au filmat ei acolo la show-ul respectiv și au făcut tot felul de nebunie, iar după aceea piesa a avut ceva probleme, părea o copie după o piesă din străinătate, n-aveau drepturi de autor să le posteze, s-a făcut un tamtam mare și de-aia întârzia mult să apară piesa. Adică piesa e, dacă mă întreb pe mine și tot vorbim de autorii care scriu când suferă, el atunci era în pasa bună, adică erau împreună când s-a scris piesa. No, acum eu te întreb altceva, piesa ca piesa, dar postarea? Da. Nu știu ce să zic, măi, nu știu ce să zic, adică... Știi ce se întâmplă? Nu poți să faci o astfel de declarație de dragoste în cazul în care, domne, ești despărțit și gata, s-a tăiat totul. Adică, numai dacă o vrei înapoi, prin absurd, știi? Oricum, eu am o impresie că relația asta nu s-a încheiat, ci pur și simplu fiind o sarcină la mijloc, o distanțare, o nebunie, o nu știu de ce am eu senzația asta. Vrei să zic ceva, bă, despărțirile fac atât de bine câteodată. Mereu fac bine. Dintr-o dată îl vezi mai frumos, mai bun, mai deștept, mai bogat, mai tot ce vrei. Mai bine dotat din toate punctele de vedere. Oricum, mențin părerea pe care am spus-o despre Jador când a apărut, el nu e om de familie. Așa că fă talentul, băiatul meu, că ești talentat, ești un munte de talent acolo, fă ce știi tu să faci. Jador cântă, ne dansează. Nu fi rea. Eu atât te rog. Este că este masiv. Nu, el este un om extrem de talentat. Da? Păi n-am specificat în ce domeniu. Dar că știi că el tot tepa ta. Eu vreau să fiu bărbat. Asta chiar a spus o chestie legată despre ea, chiar într-un podcast. Vreau să o împuiez. Deci, băi, când am auzit asta, tu îți dai seama cât de mult și-a dorit omul ăsta familie cu ea, dar nu se știe niciodată. Mai eu nu știu că ce-a dorit el, cât cred că la fel ce tot vorbim noi, cred că societatea și oamenii îl împing. Mai ales că el provine dintr-o familie cu o anumită religie. Și le obligă acolo, copii, împuiază. Acum nu, acum nu-l văd tată pe Jador. Mai văd, peste vreo 10 ani, așa, da, dar acum mai nu. Repede. Mai repede, zici tu? Da. No. Vedem. Bun, până una alta, dragilor, haideți să luăm o scurtă pauză și revenim. Știrile mondene continuă aici la Metropola TV. Am revenit, dragilor, și bineînțeles că în continuare vom dezbate ceea ce se mai întâmplă prin showbiz, dar până una alta spun așa, Florine, vorbește lumea, vorbește mult. Da, și de multe ori și prost. Nu știm dacă vorbește prost, dacă e adevărat sau nu, dar vreau să aflăm mai multe. Tocmai de aceea am sunat-o pe Emilia Ghinescu să vedem ce mai face. Bună ziua, bun găsit! Bine v-am găsit, dragilor, eu sunt la volan, alerg prin oraș, cum umblam, da. Alergi prin oraș după ce ai alergat la sală, să înțelegem. Astăzi nu am fost la sală, să știi. Păi vezi, tu cu sala asta faci de vorbește lumea mult și prost în oraș. Stai că nu știm dacă e prost. Noi am auzit așa că dumneavoastră cuceriți inimi de toate categoriile și mai nou atrageți așa niște domni foarte tineri pe lângă dumneavoastră. Nu este valabil doar pentru mine chestia asta. că nu sunt singura femeie care primește mesaje de la bărbați mai tineri decât ea, mult mai tineri decât ea, dar probabil statutul de persoană publică și faptul că sunt cine sunt, că atrage într-adevăr în mediul online mulți oameni care sunt doriți să-mi trimită mesaje și să-și încerce norocul, știind că sunt și singură. Păi aici se aprinde beculețul. Frumusețe, frumusețe, talent, talent, doamnă respectabilă. Cum să nu se uite băieții după dumneavoastră? Acum eu întreb, care sunt criteriile pe care trebuie să le bifeze bărbații ca să ajungă la inimioara dumneavoastră? Ba, în niciun caz să trimită mesaje pe Instagram și pe rețele de socializare. În niciun caz asta. Deci au început deja din start greșit. Dar cum ar trebui să vă abordeze? În niciun caz. Omul respectiv ce urmează să vină în viața mea sau ce ar trebui să vină în viața mea trebuie să aibă alte calități. În primul rând trebuie să fie oarecum apropiat de vârstă, de vârsta mea. Clar nu o să am o relație cu cineva foarte tânăr. Nu că aș avea o problemă cu chestia asta. Fiecare își aranjează viața cum dorește și nu văd o problemă în vârstă. Dar cred că trebuie să ai legătură cu omul respectiv, să te înțelegi, să vorbești aceeași limbă, să ai aceeași cultură, și aici mă refer la inteligență, să fii un om inteligent, să poți să vorbești cu mine, să am cu cine să leg niște fraze, să aibă o meserie, să câștige și el niște bani, că doar nu să-l țin eu. Normal. Normal, e cu semnul exclamării asta. Dar bineînțeles că doar nu au apucat la bătrânețe să fim bărbați, nu? Nu, nu, nu. Da, nu. Da, la care bătrânețe, că tocmai aia vreau să te întreb acum. Dacă ne uităm la poze, dacă ne uităm la tine în realitate, ce că nu vreau bărbați mai tineri. Păi, Dan, dacă tu ai 22, e normal că nu poți să iei de 18, 17. Ești un drăguț, dar nu, 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 nu. Nu, eu mă uit în buletin și știu ce vârstă am în buletin. Și cu siguranță îmi doresc ca omul respectiv să mă înțeleagă și să fie lângă mine trup și suflet. Adică să-l simt că este lângă mine. Că până la urmă asta contează. Da, crezi? Scuză-mă, crezi că aceste mesaje, uite, tot vorbim noi despre subiectele astea, vin în urma faptului că te vedem din ce în ce mai prezentă în rețelele de socializare, unde ne mai arăți și altceva în afară de evenimentele la care mergi. Nu uite că mergi la o sală, că mergi să faci anumite tratamente. Crezi că astea au atras mai mult zona aceasta? Nu știu dacă neapărat lucrul acesta, pentru că eu am fost întotdeauna unul dintre artiștii care nu și-a ascuns viața personală. Eu nu am postat doar ce ține de evenimente și atât. Mi-am arătat și aspecte din viața mea personală. Nu m-am ferit să spun oamenilor când mi-a fost mai greu, nu, dar nici nu mi-am spălat rufele în public. Îmi place să motivez oameni și dacă reușesc să fac lucrul acesta prin ceea ce fac eu, este o mare realizare. Dar nu cred că asta a atras. Nu cred, nu. Ce nu ai acceptat niciodată de la un bărbat? Ce n-aș accepta niciodată? Să fie bădăran, să jignească, să vorbească urât, să fie fără lipsă, adică să nu aibă bună creștere și o educație bună. N-aș accepta niciodată de la un bărbat asta. Nu mai vorbesc de loviturile fizice. Poți să ne spui cum arată bărbatul perfect pentru tine? Dacă există, cum arată bărbatul perfect pentru mine? Cum ți-l imaginezi tu? Cum ți-l dorești tu? Nu mi l-am făcut pentru că nici eu nu sunt femeia perfectă, să știi. Dar cu siguranță în momentul în care o să vină, o să-l cunosc dintr-o mie, o să știu că ăla este. Da, foarte oricum, frumos. Emilia, vreau să spun că te cunosc de ani de zile și nu știu dacă și tu ești de aceeași părere, dar eu spun că tu acum ești în cea mai bună formă de când te știu și de când te știm cu toții la televizor. Arăți într-un mare fel. Mă mai fac, să știi, Florina. Așa, așa. N-am terminat. Eu mai am o întrebare. Noi cred că aproape săptămânal dezbatem un subiect aici în platou, apropo de relații. E un trend negativ din punctul meu de vedere, treaba asta cu înșelatul. Ai putea să treci vreodată peste? Ți se pare ceva normal? Înșelat înseamnă doar un anumit tipar de comportament. Ce părere ai despre treaba asta cu înșelatul? Eu am mai spus lucrul acesta, sunt genul de om care ar ierta dacă omul de lângă mine ar merita într-adevăr să-l iert. Aș trece peste o aventură, dar nu peste o relație, pentru că în momentul în care ai o relație cu altă persoană, și discutăm aici de persoane care au relații paralele cu alte persoane și vorbim de ani de zile, aici nu se mai pune problema că te-am înșelat pentru că nu știu ce îmi lipsea mie în momentul respectiv. Corect. Și căutam în altă parte. Aici se pune problema de sentimente, de cu totul și totul alte trăiri, și atunci înseamnă că față de mine, cel de acasă, pe lângă faptul că nu mai ai respectul că ai trăit în paralel atâția ani de zile, nu mai există nici dragoste. Și atunci nu avem de ce să mai stăm și să împărțim același pat. Care sunt motivele care crezi tu că duc bărbații cumva în capcana asta a infidelității? Bărbații din ziua de astăzi sunt foarte imaturi și nu vreau să-și jignesc pe nimeni. Avem nevoie de ei, lumea asta are nevoie și de femei și de bărbați în egală măsură, dar din păcate generațiile care vin și nu numai, și ei au devenit foarte imaturi, nu-și mai asumă rolul de bărbat în casă. Faptul că nu mai au acest rol de bărbat și femeia a preluat acest rol al bărbatului este un trend care văd că se intensifică pe măsură ce înaintăm în timp și este un trend greșit, pentru că bărbatul trebuie să aibă masculinitatea lui. El trebuie să țină casa, el trebuie să fie cel care hotărăște, el trebuie să aibă acea decizie ultimă în casă. Și neavând lucrurile acestea, bărbații s-au efeminat. Cu părere de rău, văd foarte mult pe rețelele de socializare cu trăsături de femei mai mult decât de bărbați. Oho! Oho! Da, așa este. Și atunci asta este. Devin niște copii. Li se par că nu sunt băgați în seamă, că femeia se uită, are mai mult grijă de copil decât de el, că nu îi aduce masa când trebuie, că nu... Da, că nu îl întreabă când e bolnav și nu stă lângă el, aoleo, mori, hai să te iau, să te întorc și pe partea cealaltă și pe partea cealaltă. Da. Pe vremea bunicului meu nu mai zicea nimeni nimic bunicul când era bolnav. Bunicul se trata sigur, săracul. Da, avea treabă. Acum sunt și mai sensibili, ce să le facem dintr-o dată. Ai dreptate și tu. Așa este. Am devenit noi mai puternice și ei mai sensibili, într-adevăr, da. Da. Ce faci în această perioadă? Pregătești un proiect nou, o piesă nouă? Deci este luna asta, august și septembrie, sunt lunile în care muncim foarte mult. Începem din nou, am avut și perioada cu Sfântă Mărie și s-a cântat, o să vină și Sfântă Măria Mică, foarte multe spectacole, foarte multe evenimente și mai am încă două piese deja pregătite, trebuie să le aduc oamenilor să le asculte. Și am proiecte pentru iarna aceasta. Vreau să fac și ceva nou, un stil nou, așa că, un stil nou pentru mine. Ținem pumnii, Doamne ajută să aibă cât mai mare să fie succesul și te așteptăm și aici în platou la noi când ai tot timp. Pentru că vă iubesc și sunteți minunați. Mulțumim! Vă îmbrățișez. Vă îmbrățișăm și noi. Mulțumesc mult! Băi, arată foarte bine, mă uitam acum la poze, nu am studiat-o eu foarte tare până acum, dar mi se pare că, uite, e treaba asta, știi, când o femeie divorțează, se ceartă cu iubii, se desparte de iubit, soț și așa mai departe, mai are treaba asta, vreau să mă tund, vreau să slăbesc, vreau să arăt mai bine. Bă, mi se pare că femeile singure sunt cele mai frumoase. Da. Contraziceți-mă. Da. Nu, sunt nu te contrazic, că ai bărbații singuri sunt cei mai frumoși. Da, nu. Da. Uite-te la mine și la Meda. Da. Superbelor. Asta zic. Măi, da, pentru că nu mai dau atâta interes. Toată energia nu mai se duce către partener, știi? Și atunci vine către noi. Ne canalizăm pe noi. Băi, uite, nu am reușit să-mi ating obiectivul XY. Păi trebuie să-l fac acum, nu mai târziu, știi? Dar când ești cu partenerul, nu-mi dai atenție, hai da și așa, așa. Ai altă treabă. Trebuie să te uiți în telefon câte like-uri are, pe cine a mai băgat la fală. Stai că acolo intrăm la chestii toxice, că nu e chiar așa bine dacă se întâmplă asta. Păi da, Emilia e într-o evoluție continuă. Emilia dintotdeauna a evoluat atât din punct de vedere fizic cât și mental, pentru că ea gândește altfel de la perioadă la perioadă, odată ce depășește așa fiecare treaptă în viața ei, se schimbă cu totul și eu o apreciez enorm de mult. Am cunoscut-o pe Emilia în urmă cu 15-16 mai mult, 18 ani, cred, și era cu totul și cu totul o altă Emilia, dar cu aceeași direcție, cu aceeași țintă, știi? Și caracterul rămâne același, da. Este una din artistele ce cu siguranță ajunge la sufletul omului din toate punctele de vedere. O superbă. Bun, da. Vorbeam mai devreme despre relațiile toxice, spuneai, Meda. Da. Și cred că o relație toxică, cel puțin pe final, a fost și cea a Anei Maria Prodan cu Laurențiu Reghecampf. Este foc și pară Ana Maria Prodan și asta pentru că executor au venit la vila ei din Snagov pentru a recupera bunurile ce îi revin cumva lui Laurențiu Reghecampf. Mai mult decât atât, se pare că vila este scoasă la vânzare. Cât trebuie să plătească Ana Maria Prodan pentru a putea să păstreze vila din Snagov, aflăm și noi din materialul următor. Acum, mie mi-a venit ceva în minte. Nu cumva Laurențiu Reghecampf face asta intenționat? Nu are de unde să plătească datoriile, le-a tuvează ce sume sunt. Ei, nu tot ea a zis că a plecat din casă cu gențile, cu una, cu ceasurile, cu alta. Da, că nu cred că a plecat cu mâna goală de la ea. Sau păi poate ea l-a lăsat pe el cu mâna goală. Chiar n-a plecat. Ea a zis că la un moment dat avea o, cum îi zice, domne, un depozit pe undeva, unde, vezi, doamne, acolo i-ar fi dus toate bunurile din casă. Eu mă gândesc, nu cumva Laurențiu nu vrea să achite datoriile intenționat ca să meargă să... Bine! Ca să meargă să ia, să se liciteze, să se execute bunurile comune atâta timp cât el nu le poate recupera deocamdată. Serios, mă, casa copilor, ai serios acum, bă! Era să zic Laurențiu, măi Florine! Păi nu mai e vorba de casa copiilor acolo, e vorba de el și ea. Adică ea a făcut scandal atâta timp și el vine cu răzbunare. Și că ce răzbunare poate să aibă decât să vină cu chestia asta? Răzbunarea arma... Cu asta clar i-a dat la temelie. Îți dai seama să ajungă Ana să cumpere casa proprie ca să poată să rămână acolo? Și vrei să spun ceva? Face că e ambițioasă, e, cum spunem noi, ombre con... Așa, și pune Ana și face tot și o cumpără și după aia a luat și dat... Că n-am blestemat niciodată, da. Nu, e urât să faci. Adică, bine, eu pe o parte, eu totuși cred în ipoteza că el nu are bani, are de unde să achite aceste datorii. Chiar dacă el are o brumă acolo de bănuți, nu vrea să-i cheltuie, că dacă nu mai câștigă, de unde? Ce carte ai citit azi noapte? Ai dat-o asta cu bruma de bani. Falei, e din epoca mea. Stai că când eram eu pe val. Bun, acum oricum, orice ar fi, este... nu știu, strigător la cer, așa, să știi că totuși, ok, ai ce ai cu Ana. Nu-ți pasă de copii pe care până la urmă i-ai crescut teoretic și i-ai iubit ca și cum ar fi copiii tăi. Da, nu-ți pasă nici de copilul tău că lași fără acoperiș deasupra capului? El are apartamentul din Las Vegas, are casa de la Znagov, barca și ATV-ul. Da, înțeleg că și se extinde treaba asta și... Păi asta întreb, s-a pus acum sechestru doar pe partea din vila din Znagov? Da, doar acolo. Doar că urmează, uite, în perioada în care erau căsătoriți... Dețin un apartament în clădirea lui Donald Trump, în Statele Unite, și Ana ar fi mărturisit că ar fi la un pas să pierdă și apartamentul ăla. Asta zic, că normal, acum, o luăm și noi logic, se pune sechestru doar pe o chestie? Nu, normal se pune pe tot sechestru. Pe ea treptat, adică... Eu am lucrat în executări. Da, mă scuzați. Treaba se face în felul următor. Nu știu, dacă ai de achitat 10.000 de euro, nu-ți pune prima dată sechestru pe casă. Te ia cu mașina, că o avea o mașină de 10.000. Știi? Adică cumva te ia așa din aproape în aproape. Cu cât e mai apropiată suma de valoarea pe care trebuie tu să o restitui, înțelegi? Da. Bunurile pe care le deții. Da, este, mi se pare, mama asta este ultima. Să ajungă să cumpere casa, wow. Bun, urmărim, vedem ce se mai întâmplă. Eu vă zic că e tânăr și neliniștit Cuza. Încă își caută iubirea. Ia uite-o aici, Cuza, te strigă, e în verde îmbrăcată. Lasă-mi pace, îl mai lasă mai umble puțin. Să mai copilărească un pic, dănăcească un pic. A dat undă verde, dar se pare că n-a prins-o. Ce să zic, doar că uite, se duce la mare Și bineînțeles că domnițele sunt cu ochii pe el și cu lăbuțele. Și cu lăbuțele pe Cuza. Stați cu minți. Stați cu minți că nu e loc acolo. Vă zice sora voastră că e greu. E greu rău dacă vreți să-ți prindeți pe Cuza. Cuza a fost surprinsă de paparații la mare alături de o domniță și vreau să vedem și noi imaginile. Dragi colegi din presă, eu zic să vă uitați mai bine la imagini. Rog colegii, le-am deja. Vreau să se facă analiză pe poze. Deci nu... El se duce să o pupe, ea se trage. Eu cred că domnița se duce către el, nu el către domniță. Cerșește un pic, se vede. Mai... Ia uitați, el este neclintit, el stă pe locul lui și mai degrabă se duce un pic în timp ce ea e toată venită peste el. Dar de când are nevoie Cuza de avocat pentru vagabonțeală? Tu să mă lași pe mine face cam puțină treabă. Da, ești fiartă pe subiectul ăsta. Că mi se pare că este o nedreptate aici și eu vreau să o lămuresc. Bun, ideea este sub felul următor, cum ar spune Burescu. Eu cred că domnița de fapt este atrasă de... Păi, normal că e și ea atrasă de el și el de ea. Că... Măi, dar mai mult Florine, ea din el. Ai văzut ce buzițe? Prostii în presă. Eu zic că ea era peste el, nu el peste ea. Păi dacă așa i-o place acum, de ce să schimbi tu rolurile? De ce vrei să-i pui invers? Ia paluzorul, ia uite unde era. Mai să mă descalți imediat și te alerg pe aici. Ai ieșit gelozia din tine, nu? Păi nu, dar așa este. Dacă fetei place deasupra, ce-ai tu cu... Și vrei să spun ceva, Cuza, nici nu vă potriviți. Da, a făcut ea analiză, gata, Cuza. Nu mă, se potrivesc pentru momentele alea acolo, cât sunt pozele, atâta, după aia next. Și pentru un weekend la mare merge. Un weekend la mare, da, păi ce faci, mă, doar nu s-a mers singur show-ul până acolo, trebuie să găsească ceva. Da, de ce nu poate să stea singur și el e nici la masă? Pentru că are undița după el și trebuie să mai dea la plasă. Bravo, Nanda! Trebuie de când în când și... Da. L-am văzut chiar ieri în trafic pe Dorobanți, am trecut așa unul. Tot cu undița după el era. Nu, era cu aspiratorul pentru femei. Scuzați! Ce mașinuță drăguță ai, Cuza? Da, muncit. Băi, muncește băiatul ăsta. Asta nu se comentează. Și el și colega Ramona muncesc. Dar de ce ai băgat-o pe Ramona în situație acum? Pentru că muncește foarte mult și ea. Și alții mai muncesc foarte mult. Da, dar nu ca ei doi. Ei sunt campioni în muncă. Muncesc dimineață, prânz și seară. Eu cred că tu vrei să ne certăm. Meda, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Mulțumesc. O plăcere, ești pe sufletul nostru, pe inima noastră, pe vibe-ul nostru. Mult succes la matinal. Eu mă uit la voi în fiecare dimineață, recunosc că îmi faceți ziua mai frumoasă. Mulțumim, Meda. Pupiți. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim. Andreea Romila vine aici în platou, discutăm despre vedete și bineînțeles despre planurile ei. Scurtă pauză și revenim. Am revenit, dragilor, și așa cum v-am promis, alături de noi pe canapeluța Monden a venit Andreea Romila. Bun venit, Andreea, superba! Bine v-am găsit, bună ziua și vouă și telespectatorilor. Cum a fost drumul, că data trecută ai avut numai peripeții? Deci data trecută am rămas cu mașina la Focșani și am venit cu platforma la București, dar a meritat pentru că la casa cu oameni buni, știi cum e, vii cu cel mai mare drag și nu mai contează cu ce, și cu căruța. Ce frumos, dar cum Dumnezeu ai reușit? E, te cum ți-a sărit și ție mortul în fața azi, așa și ei. De capul meu, ce era să vină mortul peste mine. No, zine ce faci, cum ești? M-ai întrebat cum Dumnezeu mi-a reușit. Nu știu, să-l întrebăm pe domnul mecanic ce n-a făcut, de s-a întâmplat cu mașina, ce s-a întâmplat. În rest, sunt bine, bucuroasă de oboseala pe care o trăiesc, pentru că este o oboseală constructivă, care vine la pachet cu foarte multe evenimente frumoase și totodată reușite. Și, încă o dată, bucuroasă că sunt aici. Dar ne bucurăm tare mult, uite, că ai reușit să ajungi, pentru că știu că pentru voi artiștii perioada asta e o perioadă plină de evenimente și, așa cum spuneai tu, de oboseală, dar uite că, știi cu cine vorbeam despre asta? Cu Georgiana Lobonț, când ne-am întâlnit la mare, zicea, băi, e foarte grea, e foarte greu, doar că e momentul meu. Așa vă zic și vouă. Băi, e momentul vostru, adică, Doamne ferește, se poate întâmpla oricând ceva și să nu mai fie acolo în preferințele oamenilor și apoi regreți că n-ai acordat fiecare invitație. Da, n-ai fost acolo. Plus că Georgiana deja trăiește perioada aceasta de glorie, eu încă am trepte de urcat și îți dai seama că fac tot ce-mi stă în putință să mă afirm, să le arăt oamenilor cum sunt eu și ce fac eu. Și sper că fac asta bine. Ție iese foarte bine. Să știi că întotdeauna oamenii și până la urmă și Dumnezeu apreciază un om muncitor. Un om care își dorește, care depune toate resursele și cu siguranță o să vină și momentul ăla magic la care ai sperat. Ești în drum spre el. Cum se spune? Nu-ți pierde speranța, domnule. Dar nu are cum să-și pierde și... Da. Eu i-am spus inclusiv lui Leo de la Roșiori când l-am avut în emisiune, știi că i-am și spus, cred că în momentul de față primește ceea ce a semănat. Încă suntem și tu, și eu, și Andreea în domeniul ei și toată lumea, suntem în momentul în care semănăm. Semănăm că încă așa a fost soarta noastră, să semănăm mai mult timp. Dar și când vor veni roadele... Da, dar eu mai am o treabă. Știi, cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai greu de doborât. Aia zic. Ce vine ușor, pleacă ușor. La mine de când mă duc la sală. Da, are 2 zile și puțin. Întrebați-l câtă ciocolată am mâncat. Doamne, că am primit o ciocolată de aia bună aseară și am zis că iau doar un cup și până n-am terminat-o nu m-am culcat, că nu s-a putut. Dar, Andreea, oare o mânca ciocolată? Eu acum mă gândesc ce ciocolată ai mâncat tu. Eu de aici, direct acolo mă duc. Îți spun eu, e aia bună, rău. Hai că îi spunem imediat, Andrei, până una alta. Hai să mergem și la Brigitte Pastramă, care trece printr-o provocare în relație. De-a lungul timpului, ea și Florin au trecut prin diferite provocări, doar că de această dată distanța le stă în calea fericirii. Haideți să vedem despre ce este vorba. Este cu adevărat o provocare distanța într-o relație și uite, vreau să o întreb pe Andreea ce părere are. Crezi că poate clătina, zgudui relația din temelii distanța? Uite, ți-ai găsit omul potrivit să-l întrebi așa ceva, pentru că o bună perioadă din relația mea cu soțul meu, din căsnicia mea cu soțul meu, noi am stat unul la Iași și unul la București și... Acum, dacă dragostea e mare, eu nu cred că se clatină ceva, dar niciodată să nu spui niciodată. Cipriane, fii cu minte, tată. Acum eu vreau să te întreb dacă ai trecut prin asta și ai făcut față cu brio. De ce lucruri trebuie să țină cont oamenii atunci când trăiesc o relație la distanță? Să nu-și piardă mințile, să nu uite cu ce au fost legați și de ce au fost legați unul de celălalt și să aibă încredere în Dumnezeu. Gelozia e la cote ridicate atunci când există distanța? Dacă există respect și încredere, eu zic că nu e gelozia atât de mare. Zici tu că nu poți? Mamă, dar eu am în sânge, tu. Eu gelozia o am în sânge, nu se poate. Și da, dacă nu-s puțin geloasă, îi vai și amar. Să uită băiatul un pic mai mult la farfurie, are impresia că e îndrăgostit de farfurie. Da, aia zic. Eu am un remediu. Da. Un rachiu. Și ai scăpat. Un rachiu. Da. Nu mai înțeleg cu ea trează dacă îi mai dăm și rachiu ferească, Dumnezeu. Acum, revenind la Brigitte, cumva este de înțeles că vrea să fie alături de fata ei, să o sprijine, da? Eu sunt convinsă că ei găsesc o cale astfel încât să păstreze flacăra iubirii. Eu cred că ce mai frumos, mă? Să mergi în vacanță în Dubai, ea să mai vină prin România, mai mănâncă o sarma, nu-i uită gustul la șoric și tot așa. Ai dreptate și tu. Important este să încerce ca acum, când sunt la distanță, să nu se răcească relația prea tare. Adică acum mai există, slavă Domnului. Și dacă stăm să ne gândim, sunt la 5 ore distanță, nu sunt la... Nu e America și România, știi? Adică nu trebuie o zi și o noapte să ajungi. Se poate un pic mai repede. Așa că... Bani, slavă Domnului, bani au, are și domnul Pastramă, are și doamna Brigitte. Ce să zicem, dacă dragoste... Dacă dragoste și bani sunt, restul ce mai scăpim? Sănătatea importantă, nu uitați pasta. Da. Neapărat. Da, în Dubai îți vine și sănătatea, nu știu, la luxul ăla acolo, asta nu știu, parcă îți dă un refresh. Nici tensiunea nu mai e cum era. La Burj, bun, noi le ținem pumnii, sperăm să treacă acest test Brigitte și Florina Pastramă. Mergem și la Dana Săvoică, care a trecut printr-un divorț și a făcut față cu brio. Ce a învățat ea din toată această experiență? Cum este ea ca om astăzi? Ce spune despre libertate și feminitate? Aflăm și noi din materialul următor. Acum știi cum e, te-ai căsătorit, odată ai văzut cum e, Te-ai nenorocit odată, nu te mai nenorocești a doua oră. Că... Da, eu cred că totuși Dana Săvoică a trăit ceea ce înseamnă cu adevărat o căsnicie, o căsătorie. Cumva a bifat treaba asta, exact ce vorbeam mai devreme, de ochii lumii și acum cred că trăiește doar pentru dragoste și atât. Nu mai ai nevoie de confirmări, nu mai ai nevoie să demonstrezi nimănui nimic, Andreea. Andreea, da. Ce să-ți mai zic? Eu momentan am avea 4 ani de căsătorie, nu pot să zic nimic. Doamne ajută să se lase pentru toată viața să fie împreună, dar uite, se întâmplă cum s-a întâmplat la Dana Săvoică, să se despartă unii oameni. Mă, treaba asta cu căsătoria și cum e? O faci când simți și când e loc și timp. Și pe la... Măi, Florine, că voiam să discut subiectul ăsta de mult cu tine. Fiert sunt pe el. Fii atent. Hai să vorbim despre căsătoriile, când doamnele au peste 50 de ani, ceea ce este foarte, da, frumos. Să-ți găsești dragostea, da, să-ți dorești, să simți, să te căsătorești, da, cu omul de lângă tine. Cum facem cu rochia de mireasă? Ce rochie de mireasă ne luăm? Că acum să... depinde foarte mult de doamna pe care o mărităm. Ne referim la corp? Și la corp, și la caracter, și la mai multe lucruri. Dar acum... Știi cum? Fiecare etapă a vieții trebuie bifată la momentul respectiv. Dacă nu ai bifat-o la momentul respectiv, hai să o bifăm mai târziu, dar cu niște limite, așa, știi? Adică nu te mai poți îmbrăca într-o rochie de 20 de ani la 50. Nu, poți să ai tu corpul la fel. Vorbeam, uite, zilele trecute cu Bianca Drăgușanu despre acest subiect și a zis, băi, arăt la corp ca la 20 de ani, pot să mă îmbrac ca o fată de 20 de ani, dar nu mai simt hainele, nu le mai simt. Eu nu mai pot să stau cu o rochie pe care o purtam la 20 de ani acum, că nu mă mai reprezintă. Personalitatea mea e mult mai puternică. Dar eu zic că dacă ai trecut așa de 40, mărită-te pe fiecare noapte, dar lasă-te mireasă să Florine, nu te mai vezi. De ce? Adică, nu mai e cazul, lasă, ete, eu, peste 7-6 ani, dacă nu mă însor în următorii 6 ani, mi-au gândul, nu mai stau să mă văd ginerică, să încânte Andreea Bărbieritu, ginerelui, la 50 de ani în baston. Și ce are? E, cum ar fi? Dar de ce? Că meriți să fii și tu fericit. Să simți acest sentiment. Dar să-l simți tu, că la câte anunț am fost, nu mai vreau, mulțumesc. Auzi, fix asta zicea Teo Roz într-un interviu pe care l-am luat acum vreo 3 ani de zile, că am întrebat-o, băi, dorești tu să te căsătorești? Da. Ce, băi, am fost la atât de multe nunți, încât pentru mine treaba asta cu nunțile... Deci eu am 20 de ani de nunți. Dar uite, avem aici un caz în care, da, chiar dacă vede multe nunți... Câți ani te-ai căsătorit? La 23. Ah. Și să vezi, de fiecare dată când mă întreabă cineva câți ani am, primul gând îmi vine să zic 23 de ani. Dar nu știu de ce, am rămas acolo. Adică cumva ți s-a și oprit viața acolo. Acum să fim sinceri, că te-ai meritat. Da. E bărbatul drăguț și cu minte, da? O tot femeie de casă trebuie ideal. Să fii. Mai, dar să știi că nu prea sunt de casă, pentru că nu prea stau pe acasă. Copiii au crescut mai mult de mama. Asta. Păi, de ce să nu-ți să știe toată lumea chestia asta? Da, nu prea stau pe acasă, sunt... Cum spune mama, ești ușărnică. Aaa! Păi de noi ce-ar mai zice săraca Marin să nu ne cunoască că... Uite, mie, apropo, acum ne întoarcem și noi la subiectul nostru, ca să zic așa, îmi place foarte tare treaba asta la Dana Săvoică, că se ocupă de starea ei de bine și călătorește atât de mult și face probabil ceea ce nu a avut timp să facă atunci când... Era mamă, când era toată ziua pe la toate evenimentele. Bine, și acum merge, dar cumva e altfel la vârsta asta. Ai o relaxare, o lejeritate, o libertate mai mare și îți permiți să călătorești. Cred că dacă n-a fost în toată lumea. E frumos. Eu recomand să călătorești. Știi, e schimbarea aceea de mediu, este dezvoltarea psihică, culturală, e foarte frumos și mi se pare normal, adică... Eu, dacă n-are ce face cu banii, merg și eu. Da, asta zi. Bun, hai să mergem și la domnul Borcea, care s-a gândit el să le facă o surpriză copiilor. Alta. Și nu se face diferență, domnule, între copii, corect, ceea ce este foarte, foarte bine. S-a gândit să le cumpere apartamente fiecărui copil, tati, de aproximativ 1 milion, 1,5 milion de euro. Cum arată apartamentele? Cine a făcut această declarație? Aflăm și noi din materialul următor. că n-a vrut mama asta să-l placă și ea pe domnul Borcea. N-aveam și eu un apartament acum, 1,5 milion. Deci la un calcul scurt. 9 copii. 13. Da? 9 copii. Asta e doar 14, partea de cât a dat pe apartamentele copiilor. Hai că la plus casele lui. Da, da, cred că credeam că zici de mobilă. Hai că e și mobila la banii ăștia, că dacă îl lași nemobilat, acum ce mai contează? Plus, ce avere are Borcea? Eu asta vreau să vă întreb. Totuși. A, 13, uite, a cheltuit 13 milioane de euro pentru ca, Doamne... Fă-mă, Doamne, piatră tare să rezist la supărare. Da, ce supărare! Acum, noi trebuie să apreciem, gluma, trebuie să apreciem. Uite că el vrea egalitatea asta și vrea ca fiecare copil să se simtă iubit, da? Îndreptățit, să aibă parte de aceleași beneficii din partea lui Borcea, ceea ce este perfect, Andreea. Eu n-am bani nici de o cărămidă momentan, că tot ce am investesc în ceea ce fac, dar felicitări pentru gest. Până la urmă, probabil merge pe vorba românească, pentru copii muncim. Așa e, măi, Florine, pentru copii bine, ai acum, lasă că nici pe fostele nu le-a lăsat de izbeliște. El are egalitate între toți. Bă, un om foarte... ce zodiu fi? Balanță să fie el? Nu știu, că de unde dai de acolo Dumnezeu, ci că-ți dă, cred că de-aia dă. Vărsător, dacă dă. Varsă tot, nu? Varsă! Ia uite, da, și mie. Ia vezi, măi, Monica, ce zodie e domnul Borcea? Suntem pierzi pe zodii. Ia să aflăm, că numai că trebuie să aflăm zodia. Da. Ca să știm și noi să ne orientăm mai bine data viitoare. De apreciat gestul dumnealui și de apreciat că toți sunt un singur suflet. Măi, uite, apropo de treaba asta, noi am tot discutat aici, Andreea, zilele trecute, i-am și văzut la masă pe toți copiii lui, a reușit să-i strângă la aceeași masă. Cumva, cred că... Un restaurant întreg, nimic mai nu mai contează, masa, unii 10 mese, ce mai contează? Uite, el reușește să țină copiii aproape, să-i țină pe toți la un loc și să se simtă toți frați, să nu fie treaba asta, știi? Noi suntem doar frați de tată. Nu! Se pare un lucru frumos. Până la urmă, bine-i și-a de mesei mele împrejur cu toate neamurile. Adică, corect, cred că asta e un sentiment pe care... Dar de-aia și cu fostele are o relație bună, ca să nu simtă copiii diferența. Bine, să nu uităm că acum, mult ca sigur, totul pleacă puțin și de la Valentina. Categorică, adică... femeia... Și ea cred că este cu capul pe umeri, și ea cred că este... E Capricorn ca mine! Băi, Cipriane, de ce ești Capricorn? Aolea, păi e mână largă, mă, asta zic, ăștia suntem. Noi ne place să dăm. 17 ianuarie. Dar ce vă mai place să și primiți? Aolea! Ce zodie ești? Rac. Ești cu mine, tu, noi, aolea, ai zodie acolo. Noi raci, noi dăm și haina de pe noi și nu vrem nimic niciodată. Dar fac o paranteză că la un moment dat, vara asta tot am cântat și toată lumea a venit la noi și spunea, nu ne împrumut și nouă niște bani, nu ne împrumut și nouă niște bani. Și stăteam cu soțul meu și spuneam, zic, Doamne, Maica Domnului, noi tot ce am cântat am împrumutat la alții. Nu, te vezi, eu am trecut de episodul ăsta, eu nu împrumut bani. La mine se știe, este cunoscut, mai spun încă o dată la televizor, vă împrumut orice, dar nu bani, niciodată. Deținu minte. Scrie. Nu, eu nu împrumut bani. Nu, pentru că de acolo se strică prieteniile, se strică relațiile. După aia trebuie să-i dai explicații de ce vrei bani înapoi. Nu, că de multe ori mi-a fost rușine să încerc proprii bani. Asta zic. Bun, dragilor, haideți să luăm o scurtă pauză. Noi revenim în câteva momente. Andreea ne cântă, ne dansează aici în platou. Rămâneți cu noi, revenim în câteva momente. Țancă Uraganul vorbește despre banii pe care îi are strânși, dar nu la saltea, și are un mesaj pentru hoți. Despre ce este vorba aflăm și noi chiar acum. De pe Burj Khalifa. Bun, adevărul e că nu știu dacă mai ține cineva bani cash în case atât de mult, sincer. Na, acum depinde cum faci banii, dacă trebuie să-i justifici în permanență, nu prea-i ții pe card, că acolo trebuie justificați. Dacă... Păi tata, uite, deși lumea ar spune că din cântări, din dedicații nu sunt foarte legali banii, uite că ți-am că îi ține în bancă. Înseamnă că sunt legal, face contracte, semnează. Tu ai cumpărul acasă cu bani? Muzică populară nu prea este asta cu dedicațiile foarte multe, iar dacă vrei să-ți spun în ce investesc bani, investesc în piese, în videoclipuri și atunci acolo sunt banii mei. Deci nici la Andreea să nu mergeți acasă, că nici acolo nu o să găsiți prea mult. Florin, tu, pe bancă? Eu? Da, eu am o saltea plină cu paie. Unde stai? N-auzi că de-aia nu împrumut la oameni, că n-am bani. Eu nici eu nu stau cu cash-ul, eu nu umblu cu bani cash. După mine, niciodată nu mă găsim mai mult de 200 de lei am în buzunar, pentru că eu pierd portofel, îmi scapă, știi cât să-i pierd, că și așa sunt foarte mulți, mai bine ținem cu cardulețe. Auzi, eu am mai auzit o treabă, apropo de treaba asta cu cash și card. Da. Cu cât ai cash, parcă-ți vine să-i cheltui, da. Și cu cât ai card, parcă ți-i dai, dar în același timp poți să cheltui de păcar fără să-ți dai seama. Nici nu știi cum să dai, domnule. Norocul meu este că toate sunt legale și de-aia sunt pe car. Le vede doamna de la bancă. Andreea, mulțumim tare mult că ai venit astăzi pe la noi. Nu pleci până nu ne cânti. Ne cânti cumva retroactiv, se zice, pentru săptămâna trecută, la mulți ani. Da? Pentru că a fost ziua noastră și vrem să ne cânti la mulți ani. Mulțumim tare mult! Cu drag, vă mulțumesc și eu și la mulți ani să fie, mulți ani de emisie. Doamne ajută! Dragilor, am ajuns la final de emisie. Nu uitați că vă dau întâlnire și mâine, începând cu ora 14, aici pe canapeluța mondenă, să vedem ce au mai făcut vedetele. Până una alta, Andreea ne cântă la mulți ani!